Cel referitor la legile pentru Senat și Camera Deputaților și pentru Președinția României din acest an. În această perioadă au fost emise ordinele prefectului pentru constituirea comisiilor tehnice județene și constituirea grupurilor tehnice de lucru. Au fost emise ordinele prefectului pentru stabilirea dimensiunii ștampilor biroul electoral județean și dimensiunii ștampilor de control al secțiilor de votare. În cazul ștampilelor, biroul electoral județean deja au și fost amânate către președinții celor două birouri electorale județene. Toate informațiile referitoare la alegerile prezidențiale și cele parlamentare se regăsesc ca de obicei pe pagina instituției prefectului. Pe data de 27 vor fi organizate 27.09, la ora 10 vor fi organizate instruirile cu secretarul general ai UAT-ului, precum și cu primarii, la ora 10 cu secretarii, la ora 12 cu primarii, în format fizic, în sala Nicolae Iorgan. AIEP a desemnat reprezentanții în cele două birouri electorale județene în persoana domnului Săvescu la alegerile parlamentare și domnului Cioapă la alegerile prezidențiale. Luni va fi o ședință organizată de AIEP cu reprezentanții UAT-urilor pentru a pune, să spunem, într-o stare normalitară secțiile de votare. Știți foarte bine că în municipiul Botoșani sunt lucrări de reabilitare pe majoritatea, să spunem, a școlilor. Deocamdată avem și modificări ale secțiilor de votare în comunele, mă refer la locație, în comunele Habărna, Hudești, Răchiți, Mihai Eminescu și Concești. Pe măsură ce activitățile specifice procesului electoral, vom organiza conferințe de presă și vă voi comunica în timp util. Astăzi voi emite și ordinul prefectului pentru stabilirea sediului biroului electoral județene. Dacă inițial în legislația nu era prevăzut, el a venit o radiogramă care precizează foarte clar că se va emite ordin de prefect pentru stabilirea sediului biroului electoral județene. Cu acordul dumneavoastră, aș vrea să vă mai informez că